O centralizare a cazurilor de exmatriculare, dar și a celor de scădere a notei la purtare, conturează profilul elevului indisciplinat din învățământul preuniversitar sălășan. Este de regulă la liceu și nu este pasionat de participarea la ore. Dacă vorbim despre gimnaziu, probleme de disciplină pun aici, în special copiii proveniți din comunitățile rome. Potrivit datelor în acest sens regăsite în raportul privind starea învățământului în semestrul întâi al acestui an școlar, cei mai mulți elevi exmatriculați în perioada respectivă, iar Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, unde măsura a fost aplicată în cazul a 13 elevi de la seral și a 3 elevi de la zi. Următorul este Liceul Tehnologic numărul 1 Sărmășac cu 3 elevi de la zi exmatriculați. În privința scăderii notei la purtare cu cel mult 3 puncte, la învățământul gimnazial, clasamentul județean este condus de școala gimnazială numărul 1 Tusa cu 87 de elevi cărora li s-a scăzut nota la purtare cu 1, 2 sau 3 puncte. Urmează școala gimnazială Petri Mornuș Falău cu 41 de elevi, Liceul Tehnologic Joachim Pop Ilianda cu 31 de elevi și școala gimnazială Sixai Loia Șamșut cu 28 de elevi. La liceu învățământ de zi, topul este deschis de Colegiul Tehnic Iuliu Maniu și Mleu Silvaniei cu 68 de elevi cu nota la purtare scăzută cel mult până la 7. Colegiul din Șimleu este urmat de Liceul Tehnologic Alexandru Papilarian Zalău, Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești Cehu Silvaniei și Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău, fiecare cu câte 65 de elevi, Liceul Tehnologic Ioan Osian Șimleu Silvaniei și Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Zalău cu câte 51 de elevi. În privința notelor scăzute sub 7, la gimnaziu conduce școala gimnazială Sixai Loia Șamșut cu 16 elevi, urmată de Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou cu 15 elevi și școala gimnazială Adi Endre Lompirt cu 13 elevi. Surpriza este oferită de învățământul liceal, unde lider absolut este Liceul Teoretic Gheorghe Șincai Zalău, unde 39 de elevi s-au ales cu note la purtare mai mici de 7. La Liceul Tehnologic Ioan Osian Șimleu Silvaniei au fost în semestrul întâi 15 astfel de cazuri, iar la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Șimleu Silvaniei 14. Principala cauză pentru scăderea notei la purtare este cumulul de absențe nemotivate. Da, eu cred că este o problemă la nivel național, generalizată la nivel național. Ce părere am? Sigur că nu am o părere bună, nu este bine, dar cred că învățământul românesc a suferit o ușoară declasare, o ușoară... Peste 1800 de elevi din Sălaj au nota scăzută la purtare din cauza absențelor. Ce ziceți dumneavoastră de aceste cifre? E mult. Asta nu cred că numai profesorii se devină, părinții. Dacă părinții nu sunt în spatele lor, nici copiii nu o să aibă realizare sau așa ceva.